găsit, Cristina P. Bună. Mai bine astăzi. Te găsesc, da. Te regăsesc, te văd. Și melodia mea preferată, adică și trupa mea preferată. Și a mea. Și a ta. Da, îi da? Da, păi eu nu știu piesa asta. Eu am fost pus în situația asta. În care situație? Ascultați piesa asta. De care zice bună. Piesa, a? Da, da, da. Mm, am înțeles. O să fii mai atenți, Cătălin. Deci, mă bucur să te regăsesc așa. Spune-mi care-i povestea, unde mergem. Merg la un food festival în Tulum. La un ce? La un food festival în Tulum. Este Vezi că e un spa superb acolo. Este al doilea an consecutiv în care șefii gătesc pentru o cauză nobilă și anul acesta gătesc pentru toate animalele străzi. Cristina P., întâmpinăm o singură problemă în cadrul acestei emisiuni sociale de lux, de modă și divertisment. Divertisment. Vă luați foarte tare în serios, aici. Lasă, dragă, că măcar ai să povestesc. Păi prea tare în serios, adică de ce în momentul în care tu îmi spui mie că mergi să crăpi un ceva în tine la Tulum, pe plajă sau unde îl gătești șefea, așa, trebuie să vorbești ca la Parastas, ca și cum ai lansa o carte, un dicționar de neologisme undeva în spatele librăriei din fundul curții? Că ce? Eu am o vagă senzație că Moris și-a schimbat preferata. Mai nou este Cristina P., nu mai este Raluca, de căzut din grații. Dumnezeu, cum aș putea să renunț eu vreodată la cei 10 ta. Ani de dans? Da, da. Dar se mai poate integra și Raluca P. Raluca P., auzi, Cristina P. Elena, tu ce zici? Cinta de astăzi nu-mi place foarte tare. Sunt prea multe volume, prea multe piese suprapuse, papucii nu-mi plac. Și e tânără și frumoasă și eu cred că ar trebui să se îmbrace mai... Sexy? Mie îmi place max. Am auzit un sexy încă o dată? Yay! Sexy și încă o dată? Yay! Sexy! Cristina P., țara, te vrea sexy! Ce te faci, dragă? Mă adaptez. N-ai decât să iei aminte și să te adaptezi. Poate în gală, poate săptămâna viitoare. Deocamdată vorbim cu jurații despre ținută, te rog. Deci mă bine dispune melodia. Și pe mine. Da. Credeam că persoanele noastre te bine dispun. Da. Mai evident. Puțin. Noi da, mai dragă, puțin, da. Am spus, e o melodie preferată, o ascult cu cea mai mare plăcere. Iubesc persoana cu care am ascultat și ascult melodia asta, dar aș vrea să te iubesc și pe tine pentru că arăți ca o sperietoare de ciori. Practic, deci, da. Efectiv, ținuta ta, asta mă inspiră, de lux, e adevărat. De lux, pentru că ai niște plisieuri, ai niște jaboașe pe aici, haide. E de lux, o sperietoare de cior într-un lan de lavandă. Dar mie îmi place atât de mult, deci... Păi, asta e altceva. Ce? Dar este păcat de, știu, e stilul de bluzei meu, așa. Pe care o ai pe tine. Mamă, nu e niciun stil. Că dacă vrei să fii pe sex, pe sexy, păstrai acea bluză și o foloseai cu un pantalon din ăsta curgător de mătase, pe un toc înalt sau și mai pe o fustă cu un crepe lung pe un picior și erai foarte sexy, cu o centură lată ceva. Da, dar n-am vrut să fiu sexy. Păi da, dar noi te vrem sexy, țara te vrea sexy, noi ești frumoasă, tu te-ai uitat în oglindă, ai văzut cât de frumoasă ești, ai văzut ce ok? Păi nu-i păi spun eu că eu mă uit la tine, mă uit la femeia din tine, da? E păcat să-mi vin așa în trențele astea pe tine. Mulțumesc. Cristina P., nu știu ce să spun. Aș vrea să încep cu ceva, dar nu știu cu ce. Poți face atât de multe lucruri cu această cămașă albă, de la pantalonul care deja ți-a fost sugerat de Cătălin, până la o fustă divinisimă, monahală, neagră, până chiar și la o ginseacă neagră, cu niște pantofi masculini, neagră. Nu dragă, o ginseacă neagră, chincă. Da, mai pe Hedi Sliman, da. Așa, în direcția aia de estetică. Păi, și tu vii cu această pocenie deșirată, cu acea papucă pe care o poți purta și pe aia in extremis, că nu mor și pe papuca aia, cu un caftan, cu ceva, cu o chestie, dar niciun caz în combinația asta. De ce? Că ce? Te întreb de ce? Mie îmi place, Moris. Măi, chiar Cristina, nu, iarăși avem de-a face cu un geniu neînțeles. Să știi că de-a lungul sezonului Bravo Stil ne-am... înfățișat, ni s-au înfățișat multe genii de-astea neînțelese în competiție. Tu crezi că tu ești, băi, pe un fashion forward, ceva de nu s-a pomenit, pe un stil de-asta așa, băi, nu știu că... Iartă pe avantgardă. Iartă pe avantgardă, exact.
Nu cred, Raluca, dar așa mă îmbrac. Deci așa este, îmi place, da, să merg înțelegi, că acum lălăită, sincer, așa să... Nu neapărat din, nu neapărat din poziția de jurat Brava Stirgi, din poziția de oameni omenești, ți-aș spune că toate alăturarea acestor piese este groaznică. Cum să dai banii pe sacoul ăsta? Sau dacă îl vrei neapărat, păi poartă-l cu ceva, să-l pui în valoare, deși arată... Păi, nu știu, era un cântec al Red Hot Chili Peppers pe vremuri, cred că Hobo Humping Slobo Babe, cred că se numea. Uite, așa arată ceva vagabond. Dar Luca, dacă mai vedea așa pe stradă și ți-ar fi miră, nu mai adopta. Ți-ar adopta un băiat, nu te-aș adopta eu. Ba da, te-aș adopta ca să te... mai răsucesc un pic, că e păcat de tine. Hai să vedem calificativele pentru Cristina P. Ce să zicem? Se aud niște voci cristaline pe holuri. Cine? Sunt telespectatorii, sunt suporteri. Care o cer pe Cristina pe sunt suporteri aici? Exact, au venit să încurajeze. Păi să vină, dragă, să intre. Păi așteaptă și ei momentul oportun. Vorbește cu ei, Cristina, cheamă-i. Vă rog, votați-mă la 11. Indicativ 11. La 1206. Mulțumesc tare mult.